Bună seara, dragii mei prieteni! Este o seară frumoasă, plină de pace, în sufletul celor care cunosc pe Dumnezeu și iubesc pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Planeta se zdruncină din temelii, în timp ce povestea minciunii continuă, tremurând, zic eu. Ora adevărului va veni atunci când oamenii vor dori să afle din toată inima și vor tânji cu adevărat după prezența acestuia. Mă vor căuta și mă vor găsi dacă mă vor căuta din toată inima lor. Dacă lumea va lepăda adevărul cu scârbă, omul nu va ajunge să cunoască valoarea lui niciodată. Israel a lepădat adevărul cu scârbă și de aceea dușmanul îl va urmări. Osea, capitolul 8, versetul 3. Tema din această seară, dragii mei prieteni, scoate la iveală din nou revelația Scripturii și cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, o carte care, zic eu, nu îmbătrânește niciodată și care este veșnic de actualitate, gata să descopere pe Dumnezeu celor care nu întreabă de Dumnezeu. Titlul subiectului este Omul din umbră. Și bineînțeles că tematica acestui subiect scoate în evidență o idee extraordinară, o idee sublimă, scoasă în evidență de Domnul Iisus Hristos în sala de judecată a lui Pilat. În acea seară a existat un dialog al privirilor, dragii mei prieteni, un dialog al inimilor, dar și un dialog al cuvintelor, între un caracter strâmb și corupt ca al lui Pilat, evident, și splendoarea infinită a caracterului fără pată a Domnului nostru Iisus Hristos. Știți, dragii mei prieteni, acest dialog are loc între pământeni și Fiul lui Dumnezeu și astăzi. În contextul vieții lui Pilat, acest dialog are loc pe fondul unor frământări sufletești pe care el le are de când Claudia, soția lui, i-a revelat visul despre Iisus Hristos, simțind că este cercetat de cuvântul lui Dumnezeu și de providența lui Dumnezeu. Pilat intră în criză de timp și, văzând că ajunge la colț, caută o soluție hibrid, așa cum omul pământesc în genere caută, o soluție de genul între cer și pământ. Oscilează între a alege avantajele de moment ale lumii sau coroana de spini, dacă vreți, respectiv crucea Domnului Iisus Hristos și, de ce nu, finalmente, viața veșnică. Ajuns la limita confruntării sufletului său, marcat de isteria și huiduielile gloatei care strigau răstignește-l, răstignește-l, Pilat intră în derivă ca o corabie dusă de val. Deși Pilat, pe un ton și cu o voce condamnabilă, spune: mie nu-mi răspunzi, nu știi că am putere să te condamn, am putere să te scap, privirea trăda altceva. Dar Mântuitorul este capabil să citească strigătul mut de disperare a lui Pilat: iartă-mă că nu te pot salva. Nu te îngrijora, Pilat. Cine mă dă în mâinile tale, zic eu, are un mai mare păcat. Vedeți dumneavoastră, chiar în momentele acestea teribile, prieteni, Mântuitorul nu avea intenția de a-l umili pe Pilat sau a pune asupra lui o povară pe inimă mai mare decât o putea duce conștiința lui. Dacă putea să mângâie, dacă putea să încurajeze, dacă putea să întărească inima unui om, Domnul Hristos ar fi făcut-o cu bucurie. În privirea sa caldă și plină de dragoste, îi transmite lui Pilat: ah, cât de mult mi-aș dori să te mântuiesc, cât de mult mi-aș fi dorit să te am cu mine în împărăția tatălui meu, dar totuși nu voi exercita niciodată forța să fac ceva, Pilat, împotriva voinței tale. Putem prinde ideea Domnului. Întotdeauna vor exista oameni în umbră care sunt mai vinovați decât cei pe care îi vedem la televizor, dragii mei prieteni. Omul din umbră, sfătuitorul, acel memorabil Brutus, omul de încredere al cezarului, Brutus, probabil că de acolo vine și cuvântul brută sau brutele din umbră, care nu mai au conștiință de Dumnezeu.
aceștia sunt de obicei mai vinovați decât cei care apar pe calea undelor. De fapt, prietenii mei, cine era în spatele lui Pilat? Marele preot Caiafa. Acesta era mai vinovat pentru că era cel care scria transcriptul pentru că Pilat să-l citească la televizor. Cunoștința îngânfă. Iată exemplul practic. Voi nu știți nimic, spunea Caiafa. Adică vă spun eu cum trebuie să moară omul acesta ca să salvăm planeta. Vedeți dumneavoastră, prieteni, problema lui Caiafa era una de natură științifică. Caiafa avea de a face cu un caz unic, care nu s-a mai văzut nicăieri în spitalul lumii. Iisus era un fel de asimptomatic, dar Caiafa și ai lui erau îngrijorați de tot ce împărtășea Iisus cu umanitatea. Ei știau că Mântuitorul, Iisus Hristos, împreună cu ai lui, umpluseră Ierusalimul cu această învățătură, un fel de boală spirituală care, în termen științific, o numeau blasfemie. În viziunea preoților, practic, Domnul Hristos contamina pe toată lumea cu ce vedea la Tatăl. Vedeți dumneavoastră, dragii mei prieteni, Caiafa și cu ai lui trăiau într-o lume în care reversau valorile. Când oamenii ajung să confunde întunericul cu lumina și să numească lumina întuneric, cât de întunecată poate să fie această doctrină sau această boală? Tot așa și Caiafa cu ai lui, în timp ce Domnul Iisus Hristos răspândea miasma principiilor cerești, ei, conducători ai lumii, aveau să-L acuze pe Domnul Hristos că împânzește sau transmite, contaminează lumea cu o boală feroce, necunoscută pământenilor. De ce? Dragostea lui Dumnezeu, dragostea pentru Tatăl nostru din ceruri și dragostea pentru aproapele erau flori care nu creșteau în laboratoarele planetei Pământ. În fața unor astfel de virus, diplomația preoțească nu prea avea imunitate, dragii mei prieteni. Ce ne facem, spunea Caiafa? Iisus cu ai lui umple Ierusalimul cu această învățătură. Dacă îi băgăm în carantină de gen jilava, promotorii acestei iubiri sunt imuni la virusul persecuției și urii. Marele preot era făuritorul de planuri întunecate, omul de care se poate spune, așa cum specifică cartea Apocalipsei, că a cunoscut adâncimile diavolului. Vezi Apocalipsa capitolul 2 și capitolul 3. Aceștia care cunosc știința răului sunt cei mai vinovați pentru că ei controlează mințile oamenilor fără Dumnezeu. Ce contează? Pilat sau Arafat? Merkel sau Macron? Tot aia e oameni buni. Sunt oameni care, datorită unor păcate negre făcute în trecut, probabil că sunt șantajați în prezent ca să facă ce li se spune. Ei n-au altă soluție. N-au opțiuni, doar să împlinească ordinele omului din umbră, ca simpli pionii pe tabla de șah a planetei Pământ. Ei nu fac altceva decât să-și scape viața cu disperare, așa că nu mai au nimic de pierdut. Ei sunt păstrați în viață doar pentru o vreme ca să împlinească anumite hotărâri, după care știți foarte bine că sunt eliminați. Așa a fost folosit Iuda, după care a fost eliminat. Așa a fost și cu judecătorul Pilat. A fost bun până când a executat acea judecată strâmbă, condamnându-l pe Domnul Hristos cel nevinovat, Fiul lui Dumnezeu. După 2 ani de biciuirea propriei conștiințe, a fost eliminat de omul din umbră. Astăzi avem același scenariu, prieteni, aceiași oameni care sunt folosiți pentru a implementa planurile societății de lux, vor fi eliminați pentru că știu prea multe. Omul din umbra lui Iuda este omul din umbra lui Pilat, este omul din umbra lui Fauci, este omul din umbra lui Arafat, este omul din umbra lui Macron sau Merkel. Toți aceștia vor fi înlocuiți cu alții care vor veni, dar omul din umbră nu va fi înlocuit, ci va rămâne până la revenirea Domnului Hristos. Îmi povestea cineva că la tunelul care s-a
la care s-a lucrat în București pentru metrou, dictatorul Ceaușescu folosea ingineri care duceau planul secret al tunelului până la un anumit punct, după care erau evident înlocuiți de alți ingineri care preluau lucrarea de la locul respectiv fără ca să mai știe de detaliile pe care le cunoscuseră ceilalți ingineri. Și sigur că nu puteau pune întrebări care i-ar fi costat viața. Foștii proiectanți dispăreau odată cu apusul soarelui pentru totdeauna. Dacă această strategie a funcționat atunci, credeți că aceasta nu poate să funcționeze și astăzi? Trăim într-o lume orientată emoțional și sunt convins că sunteți de acord cu aceasta. Omul este, zic eu, mai mult sau mai puțin ușor de cumpărat. Spre exemplu, dacă avem un miel de Paște și un porc de Crăciun, finalul ne este asigurat, fericirea de la Revelion. Observați, nimic nu este mai șantajabil decât apatia și indiferența față de valorile morale sau acel, dacă vreți, mulțumesc frumos, nu mă interesează Dumnezeu. Sunt cele mai accesibile slăbiciuni umane pe care sistemul din umbră îl speculează de generații pentru a manipula sclavul modern ca mine și ca dumneavoastră. Cu ce? Cu iluzia libertății, care, dacă are pâine și circ, se simte liber. Și dacă omul are o Coca-Cola în dreapta și eventual o puncuță cu popcorn în partea dreapta, în timp ce vizionează un film de la Hollywood, un film de acțiune, el, sclavul modern, se consideră o ființă liberă. Mă gândesc, prieten, că am ajuns departe și astăzi doresc să împărtășesc cu dumneavoastră câteva similarități, cel puțin străine sau stranii, pentru că nu din întâmplare, nu accidental, cei care promovează o anumită ideologie de control global cară cu ei apostazia și atacul la adresa fiecărei porunci morale a lui Dumnezeu. Spre exemplu, cei care sunt astăzi în umbră, bineînțeles, și nu-i vedem la televizor, promovează eliminarea graduală a libertății noastre de gândire, a libertăților noastre de exprimare, a libertăților noastre de deplasare. Promovează distrugerea independenței economice față de sistem prin colapsul artificial a acestuia. Tot această elită de lux promovează demoralizarea și prăbușirea conștiinței umane și propria abilitate a minții noastre de a lua decizii. Când omul nu mai crede că poate să gândească pentru el însuși, atunci cred că este prăbușirea sau colapsul social al planetei. Și cred, dragii mei prieteni, că aceasta este cea mai mare pierdere dintre toate. Ținând cont de acest fir de aur al subiectului, mergem puțin mai departe în a arăta cât de periculoși sunt oamenii din umbră. Haman era omul din umbră care încerca să-l sfătuiască pe Ahasveros să producă un genocid doar pentru simplu fapt că în piață undeva era un om pe care el îl ura. Darius a ales 3 căpetenii de vază care să conducă împărăția într-o așa manieră ca împăratul să nu sufere nicio pierdere, spune cuvântul. E, una din cele 3 căpetenii se numea Daniel, un om ilustru, un om cu un caracter impecabil. Dar vedeți dumneavoastră, el, Daniel, era un om periculos pentru celelalte 2 căpetenii. De ce? Pentru că oamenii ăștia erau atât de orbiți împotriva unui caracter vertical care nu se putea lăsa manipulat. Și atunci au spus, omul acesta este asimptomatic, trebuie să scăpăm de Daniel pentru că el răspândește sau contaminează cu principiile cerului toată împărăția. N-am putut găsi nimic în viața lui administrativă. Este un om corect, desăvârșit, nu se lasă cumpărat sau vândut. Poate că găsim ceva în legea lui.
Doi oameni corupți împotriva unui om cinstit care se cheamă Daniel sunt cei din umbră care sfătuiesc pe Darius să dea o lege care, sigur, avea să-l îngânfe pe Darius peste măsură, și anume să facă o lege după care oamenii să se închine numai lui, împăratului. Ce frumos! Împăratul nici măcar nu și-a dat seama că este manipulat de omul sau oamenii din umbră și că în spatele acestei flatări glorioase, în ghilimele spus, se afla sentința de moarte împotriva sau dată împotriva unui om care era mai bun ca ei. Un om care nu s-a ferit să deschidă geamurile și să se roage cu voce tare înaintea cerului arpastru lui Dumnezeu de 3 ori pe zi. Ahitofel este omul din umbră care sfătuiește pe Absalom să se răscoale împotriva tatălui său. Vedeți dumneavoastră, aceiași oameni din umbră aveau să manipuleze pe tânărul Roboam, fără minte, ca să bată poporul cu scorpioni. Tatăl meu va îngreuia jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu va bătu cu bice, dar eu o voi bate cu scorpioane. Dragii mei prieteni, aceasta face conducătorul care se vede la televizor. El este manipulat, păcălit, sfătuit, orientat greșit de către omul din umbră. Ignaci de Loyola, mintea feroce de inteligentă, este omul din umbră care îl sfătuiește pe episcopul de Roma sau pe papa cum să creeze o intrigă împotriva mișcării de reformă protestante din timpul lui Luther și nu numai. În toată această perioadă de timp, Ignaciu creează filozofia modernă a științei de astăzi. Albul este negru și negrul este alb, dacă așa zice biserica, sau astăzi, în vremurile moderne, dacă așa zice știința. Cu alte cuvinte, Ignaciu de Loyola lansează pe piața lumii o teză extrem de periculoasă care astăzi se transmite prin sistemul educațional mondial, această idee a socialismului marxist, care sigur avea să vină mult mai târziu, o idee în care ni se sugerează că este periculos să gândești pentru tine. N-ai voie să contești autoritatea științei, n-ai voie să contești autoritatea bisericii. Vedeți dumneavoastră, calitatea oamenilor din umbră au abilități intelectuale peste normal, o educație comportamentală foarte rafinată, bine parfumați, cu o ținută vestimentară impecabilă, dar mortali. Există o expresie foarte interesantă pe care Cuvântul lui Dumnezeu o are în documentație și care ne scoate în evidență cât de iscusiți sunt acești oameni în a se strecura în cele mai importante poziții, zic eu, poziții cheie în administrație, în politică, în sistemul de conducere a unui stat. Și cu influența lor gradual crește până ajunge la apogeu. În momentul în care ei au autoritatea absolută, atunci încep să lovească fatal pe acela a cărui prezență incomodează sistemul. Iată un exemplu biblic în acest sens. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat pe Dumnezeu. Imaginați-vă câtă greutate are această declarație pentru zilele noastre. Ca să detronezi un rege ca David, trebuia să ai în umbră un om ca Ahitofel, dragii mei prieteni. Pe când aducea Absalom jerfe, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel ghilonitul, sfetnicul lui David. Uneltirea sau conspirația căpătea putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. 2 Samuel, capitolul 16, versetul 26. Au venit și au spus lui David, Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori. Și David a zis, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Influența este extrem de mare asupra celor care conduc și este foarte important de observat că asocierea cu cercul de influență contează enorm de mult. Așa că proverbul care ne spune, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești, este
extraordinar de relevant pentru societatea coruptă în care trăim. Rostește un adevăr extrem de violent. Readuc în fața dumneavoastră versetul din Scriptură care ne spune că Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. Observați, aici intervine gap-ul dintre generații, prăpastia dintre generații. Această atitudine arată conflictul dintre generații, generația lui David și generația lui Absalom. Aplicația se face și pentru timpurile noastre, prieteni, sau dacă vreți, timpurile moderne. O aplicație care se vede clar. Garanția lui David, care a eliberat țara de sub robia filisteană, ar putea în mod figurativ să reprezinte generația marilor bărbați, ca Abraham Lincoln și George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams și mulți alții care au eliberat pe oameni de sub sclavia fizică și au așezat o America liberă pentru toată lumea. În mod contrariu, generația lui Absalom este o generație care se bazează pe principii total opuse generației lui David, generației părinților lui. Și așa cum spune Scriptura, dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dăduseră bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul său. Asta se numește în termeni moderni cancel culture, generația Hollywood, care este generația tinerilor absalonici, care doresc rescrierea istoriei americane și anularea tuturor principiilor care au fost baza societății libere a acestui continent. Ura pe care o vedeți în Absalom, aproape dezumanizat, fără rușine, fără respect, fără gram de compasiune pentru tatăl său David, este aceeași ură care se vede în generațiile de astăzi, dragii mei. O generație absalonică plină de frumusețe extraordinară, dar otrăvită de ură pe din lăuntru. Negativismul, dragii mei prieteni, promovat de sistemul educațional, este cancerul oricărei societăți libere. Ura împotriva părinților care i-au crescut se reflectă vizibil în societate astăzi. Dacă părinții i-au crescut pe copii ca să învețe să vorbească, astăzi copiii îi învață pe părinți cum să tacă. Absalomul modern dorește ștergerea din memoria cetățenilor imaginea propriului tată. Știați că încă de timpuriu sistemul educațional din această țară injectează pe copii cu ură împotriva propriilor părinți? Atunci când copiii merg la școală, sunt învățați de autorități că dacă părintele, mama sau tata, amână micul dejun sau prânzul, sună la 991 pentru a reclama un abuz al părinților împotriva ta. Dacă te pune să-ți faci patul în care dormi sau să speli farfurioara din care tocmai ai mâncat și acesta este un abuz cras, sună-ne pe noi, că noi suntem prietenii tăi, noi suntem adevărații tăi părinți, iar părinții ăia de acasă sunt dușmanii tăi. Această răzvrătire a copiilor împotriva părinților este inoculată sistematic de această otravă a marxismului care desparte pe oameni de Dumnezeu și distruge cele mai umane dimensiuni ale vieții din societate între copii și părinți. Bineînțeles că profeția Domnului Iisus Hristos este clară atunci când Mântuitorul ne spune și omul va avea de vrăjmași chiar și pe cei din casa lui. Ceea ce seamănă omul, prieteni, aceea va și secera. Realitatea tristă este că la ora actuală trăim într-o lume în care nu mai există învingător. Nimeni nu câștigă. Nu încercați să înțelegeți logica răului, că nu se poate. Logica răului este inexplicabilă și irațională. Cei care promovează noua ordine mondială prin dictatura medicală sunt aceiași care promovează legalizarea avortului. Asta nu vă spune nimic?
aceiași care legalizează căsătoria de tip gay sunt aceiași care legalizează schimbarea de identitate, transgender. Sunt tot aceiași politicieni care desfințează căsătoria biblică între bărbat și femeie. Sunt aceiași care anulează termenii de mamă și de tată în noul dicțional al păgânismului european modern. Sunt aceiași oameni care desfințează termenii de băiat și fată. Și acești indivizi legalizează inocularea cu lichid manipulat genetic a copiilor dumneavoastră fără consensul parental. Legalizează conceptul de cancel culture sau rescrierea istoriei umanității și ștergerea fișierului din mintea umană, tupeul și obrăznicia manifestate împotriva caracterului lui Dumnezeu este prefigurată de atitudinea lui Absalon față de cele 10 țiitoare care au fost lăsate în administrația bunurilor regale atunci când David a plecat din Ierusalim. Și Ahitofel a zis lui Absalon, intră la țiitoarele pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei. Astfel, tot Israelul va ști că te-ai făcut urât tatălui tău și mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări. Sfatul criminal al omului din umbră, numit Ahitofel, arată că era el mai vinovat decât acest Absalon, care în ura lui despotică împotriva tatălui său, nu vede nimic în viitor. Ahitofel îl invită la rău pe Absalon, adică îl inițiază în știința răului, parcă e un ritual ocult în care neînțeleptul Absalon avea să practice un ritual, dragii mei prieteni, care să-l aducă în situația în care el nu se va mai putea întoarce niciodată la Dumnezeu. Omul din umbră, Ahitofel, îl iniția pe tânărul fără minte în arta defăimării celor 10 porunci ale lui Dumnezeu, conducându-l la blasfemie. Am auzit mărturia multor oameni care au mers pe tărâmul străin al vrăjmașului lui Dumnezeu și mărturiseau că au fost la limita acestui ritual când ești invitat ca să produci o blasfemie împotriva fiecăruia dintre cele 10 porunci. Ceea ce Ahitofel l-a învățat pe Absalon să facă nu este altceva decât un ritual în care omul este invitat să blasfemieze, să procrastineze, să dovedească că îl urăște pe Dumnezeu și să respingă oficial sacrificiul Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea lui. Acest ritual își are esența în adâncimea științei malefice despre care Scriptura în Apocalipsa 2 și 3 vorbește. Și tu n-ai cunoscut adâncimile vrăjmașului lui Dumnezeu. Ahitofel cunoștea aceste adâncimi și de aceea îl iniția pe acest naiv Absalon în arta acestei ceremonii de violare a tuturor celor 10 porunci. Dragii mei prieteni, cele 10 filozofii pe care le-am împărtășit cu dumneavoastră câteva secunde înainte nu sunt altceva decât un ritual global care împinge umanitatea dincolo de limita pe care Dumnezeu poate să o exercite ca să mai vorbească conștiinței umane. De aceea, pământul va fi acoperit de întuneric total, pentru că oamenii vor fi inițiați într-un ritual despotic de a viola fiecare principiu moral al celor 10 porunci din legea lui Dumnezeu. Și aceasta va fi o insultă grozavă împotriva caracterului lui Dumnezeu. De aceea, prieteni, buturuga mică răstoarnă carul mare. Slavă lui Dumnezeu că va fi totuși un grup mic de oameni care, deși va sta față în față cu furia balaurului, totuși îmbrăcați în Hristos vor putea birui. Așa s-a întâmplat și cu Saul, care a fost persecutorul vrăjitoarelor. Din nefericire, separat de Dumnezeu, a ajuns să treacă de partea cealaltă a unui teritoriu minat și în mod irreversibil Saul, împăratul lui Israel, avea să ajungă atât de departe, el, prigonitorul vrăjitoarelor, să meargă atât de departe încât să ceară sfat vrăjitoarei de la Endor. Această istorie a lui Saul, un om care atunci când era mic în ochii lui, îl iubea pe Dumnezeu, ajunge să treacă de partea cealaltă, poate să fie istoria noastră. Prietenii noștri,
David a fost de partea răului când a păcătuit, dar a avut puterea să se ducă la Dumnezeu, să-și ceară iertare și să meargă de partea bună, partea unde Dumnezeu putea să lucreze la conștiința lui pentru mântuirea și salvarea sa. O altă dovadă care scoate în evidență faptul că liderii care apar adeseori public la televiziune nu sunt cei care sunt în controlul situației și că nu ei sunt cei care hotărăsc destinele națiunilor și a lumii, este scoasă în evidență de următorul fenomen. Există un om, numele lui este Antonio Fauci, este omul din umbra președintelui Statelor Unite. Când acest om din umbră are o problemă, el merge la Roma pentru clarificări. Tet-a-tetul este mult mai sigur decât WhatsApp-ul. Ahitofelul modern, Papa Francisc, este cel care are puterea lumii în mână. Ceilalți sunt doar pioni pe tabla de șah a lumii, așa cum spusesem mai devreme. Noi evoluții în lumea geopolitică de săptămâna trecută au cam zguduit rutina tiparelor de spălare pe creier în trendul oficial și ceea ce era tabu acum o săptămână a devenit subiect de discuție. Este marele scandal cu e-mailurile declasificate, scoase la iveală prin Convenția Libertății de Informație, face valuri în jurul omului considerat Hristosul științei moderne în America. Acesta nu este nimeni altul decât vocea lui Antonio Fauci, care este respectată ca și vocea lui Ahitofel, un fel de vocea lui Dumnezeu în Statele Unite. Așa cum spunea versetul biblic, sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel era sau avea atât de multă putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Observați, dragii mei prieteni, Fauci este un intelectual bine instruit în două școli iezuite, cu mare reputație și de o inteligență rar întâlnită. Ajunge să fie bănuit sau suspectat de trădare națională. Stați liniștiți, nu o să-i se întâmple nimic, dar întrebarea care ar trebui să ne zguduie conștiința tuturor celor care sunt pe calea undelor în această seară este următoarea. Domnule, cum poți tu ca american să strădezi propria țară? Nu? Cred că cine poate să răspundă la această întrebare înțelege fenomenul evenimentelor prezente. Și pot să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră. Vă invit să citim împreună o declarație scrisă de părintele D.S. Philan în 27 iunie 1912. O declarație care, zic eu, că a stârnit valori în lumea societății protestante americane. Spuneți-ne că suntem catolici mai întâi și americani sau englezi după aceea. Desigur că suntem. Spuneți-ne, în conflictul dintre Biserica Catolică și Guvernul Civil American, că este contextual, luăm partea bisericii. Desigur că o facem. De ce? Dacă Guvernul Statelor Unite ar fi în război cu Biserica Romano-Catolică, am spune mâine la cu Guvernul Statelor Unite. Și dacă Biserica și toate guvernele lumii ar fi în război, am spune la fel cu toate bisericile, cu toate guvernele lumii. De ce? În această țară în care avem doar 7% din populație, Biserica Catolică este atât de temută, este iubită de toți copiii ei și este temută de toată lumea. De ce? Are Papa o putere atât de mare? De ce Papa este conducătorul lumii? Toți împărații, toți regii, toți prinții, toți președinții lumii sunt ca acești copii de strană ai mei. Papa este conducătorul lumii. Este clar, dragii mei prieteni, declarația aceasta clarifică un lucru foarte important. Trădarea națională este un act eroic de credincioșie față de Roma. Vedeți, pentru evrei era foarte greu să depășească această dilemă. Sunt eu evreu în primul rând și creștin în al doilea rând? Sunt eu român în primă instanță și creștin în a doua instanță? Această dilemă nu e ușor de abordat. De aceea, dragii mei prieteni, Roma a învățat pe enoriașii ei să fie catolici în primul rând și după aceea americani. Astfel de educație se promovează astăzi, vreau să vă spun, în cele mai mari cercuri internaționale. Oamenii sunt învățați să trădeze valorile naționale, să trădeze valorile culturale, etnice, pentru a îmbrățișa globalizarea sub conducerea feroce a unui sistem care, zic eu, și-a făcut reclamă în lumea aceasta 1260 de ani în timpul evului
mediu. Poate că vă întrebați dacă se mai poate întrezări la orizont eventualitatea resuscitării tiraniei papale din Evul Mediu. Și sigur că întrebarea este legitimă. Iată cum răspunde la această întrebare H.E. Manning în cartea Criza actuală a Sfântului Scaun. Roma Evului Mediu a revendicat monarhia universală. Biserica modernă a Romei nu a abandonat nimic și nu a retractat sau a retras nimic. Mi-aduc aminte că Vaticanul a declarat prin porvocea răposatului domnul Palmer, care venea în Statele Unite și declara oficial că protestantismul s-a încheiat, Roma este din nou o biserică unită, protestul a încetat. Dacă aceasta este adevărat, cine a cedat? Roma sau protestantismul? Dacă această reconciliere între cele două clase a avut loc, păi atunci înseamnă că omul din umbră, papa, ar trebui să dea o bulă prin care să recrediteze pe marele Luther și să-l facă bun pentru împărăția cerului. Din nefericire, astfel de act nu este dat publicității până astăzi. Luther rămâne un excomunicat în flăcările iadului, iar protestantismul s-a întors acasă fără Luther, ba mai mult a și uitat de el. Vedeți dumneavoastră, prieteni, Roma Evului Mediu a revendicat monarhia universală. Biserica modernă a Romei nu a abandonat nimic și nu a retractat nimic. Așa că scenariul este cât se poate de simplu și de clar. Încetați să-i mai urâți și să-i mai înjurați pe cei care vă vorbesc în calitate de prim-ministri, șef de state, șef de celule de criză, eu știu câte alte autorități. Aceștia sunt doar copii de strană. Așa cum spunea reprezentantul Romei, toți împărații, toți regii, toți prinții, toți președinții lumii sunt ca acești copii de strană ai mei. Papa este conducătorul lumii. Dragii mei prieteni, este o realitate unanim recunoscută. Vaticanul este infinit mult mai mult decât o organizație religioasă. Este proeminența minții strălucite a lui Ahitofel din Biblie, vocea lui Dumnezeu în Israelul spiritual mondial. Nimeni de sorgintă umană de pe pământ nu va sta împotriva ei în putere omenească, prieteni. Doar omul care are platoșa credinței, coiful mântuirii, încălțat cu râvna Evangheliei și sabia Duhului de viață, poate sta, prieteni, în puterea lui Ilie, împotriva acestui colosal centru de inteligență internațional, Ordinul Iezuit. Acest ordin a infiltrat toate agențiile de același gen din lumea noastră. Ceea ce poate face poporul lui Dumnezeu astăzi, neputincios în fața unui astfel de puteri, este să se roage Domnului Iisus, așa cum a făcut-o David, tot în Biblie. Doamne, nimicește planul lui Ahitofel sau Doamne, nimicește sfatul lui Ahitofel. Întorcându-mă din nou la scandalul trădării, unde domnul Fauci este în primul rând un credincios al bisericii și mai apoi un cetățean al acestei țări, respectă cu desăvârșire pașii și instruirea care i-au fost oferite în atâția ani de școală. Undeva în 2012 susținea proiecte care învăța virusii să atace pe oameni. Iar când a fost întrebat dacă un astfel de risc poate duce la o pandemie, s-ar merita? El a răspuns, și dacă apare o pandemie, totuși se merită. Vedeți, dragii mei prieteni, această gândire este tipic gândirea adâncimilor diavolului. America este asimilată și este în slujba Romei. Ce se vede acum este că pendulul timpului împinge săgeata spre o dreaptă puternică care va asimila puterea stângii și va forța o resuscitare spirituală, dragii mei prieteni, în lumea americană. Această atitudine va fi urmată foarte curând de celelalte țări. Omul din umbră va vorbi iar. Atunci se va căuta un țap ispășitor. Calitatea acestuia se va dovedi prin a avea capacitatea de a iubi pe dușmani. Poporul lui Dumnezeu va fi buturuga mică care va răsturna
Carol Mare, profesorul universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan, spunea despre Iisus: pentru mine, Iisus este cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Eu nu cred în Iisus doar pentru că așa am fost educat de părinți. Sunt un intelectual trecut prin școli care a căutat să-și explice lumea. Dar dintre toate marile spirite, Buddha, Confucius, Pitagora, etc., Iisus are cea mai perfectă acoperire științifică, pentru că absolut toate cuvintele lui sunt perfect superpozabile pe științele actuale. Știți ce aduce Iisus în plus față de Buddha? Nu numai iubirea, ci și iertarea. Este extraordinar. Ce înseamnă iertarea? Din punct de vedere spiritual înseamnă pace și armonie. Din punct de vedere științific, știți ce înseamnă iertarea? Înseamnă pur și simplu modificări la nivelul ADN-ului, adică al fundamentului nostru genetic. Înseamnă ștergerea programului patologic, modelul patologic de boală. Prin iertare, la nivelul ADN-ului, modelul negativ este pur și simplu șters și se instalează în corp o bună chimie și un echilibru energetic. E fantastic, e pur și simplu ca resetarea unui computer. Asta nu se poate șterge decât prin iertare. Mai simplu spus, vrei să îți vindeci o boală gravă? Împacă-te cu toți cei care te urăsc. Este exact mesajul Mântuitorului dat celor care veneau și cereau vindecare. Iisus ar fi putut zice: eu te-am vindecat, dar a ales să spună: credința ta te-a vindecat. Când crezi, îți mobilizezi toate mecanismele de vindecare. Dar a ști că Dumnezeu există nu e totul. Doar religia îți dă trăirea emoției transformatoare, acea deschidere a sufletului prin care trăiești cu adevărat relația cu Dumnezeu. Nu doar mersul la biserică e important, spunea omul de știință, ci și puterea rugăciunii pe care o poți face oriunde. Aceste cuvinte reflectă gândirea generală a tuturor celor care au trăit experiența comuniunii cu Dumnezeu. Tot ce se întâmplă astăzi duce către aceeași pistă: modificarea ADN-ului uman prin procedee neortodoxe. Dumnezeu, așa cum vedeți că ne-a prezentat și omul de știință, face același lucru, spre bine, nu spre rău. Nu pentru a controla ființa umană, așa cum se dorește în prezent de către clasa de lux, ci de a învăța pe om calitatea libertății în Hristos și, în mod benevol, acceptarea modificării ADN-ului uman prin intervenția dumnezeiască. Voi pune în voi un duh nou și statornic și vă voi da o inimă de carne care să iubească legea mea, care să simtă cu mine. Dacă Dumnezeu a promis aceasta, dragii mei prieteni, e bine să acceptăm această ofertă. Dar atenție, nu putem să acceptăm oferta lui Dumnezeu și oferta omului din umbră. Acestea sunt incompatibile și diametral opuse în viziune. În timp ce Vaticanul promovează conceptul ucideți pentru numele lui Hristos, țapului spășitor, adică poporului Dumnezeu, promovează conceptul unei alte filozofii, suntem gata să murim pentru Hristos. Deși cele două principii conțin cam aceleași cuvinte, așezarea lor în spațiu face toată diferența, prietenii mei, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Roma va cădea din nou. Babilonul rece și crud, care a adus confuzie în mintea oamenilor, va vedea lumina Orionului și tronului Dumnezeu, se va boci prea târziu, cetatea Vaticanului va fi plânsă de toți pionii de pe tabla de șah. Atunci, bogații pământului se vor boci văzând fiara pedepsită de Dumnezeu, și atunci Dumnezeu le va da și bogacilor ca să primească din partea lui Dumnezeu potirul mâniei lui. Dragii mei prieteni, în această seară fac un apel la inima tuturor celor care sunt bolnavi de nou și senzațional. Singura șansă de scăpare a noastră din tot calvarul lumii
în care trăim este Cuvântul lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos, este rugăciunea. Evenimente similare scandalului religios, scandalului politic sau scandalului științific din America vor mai apare. Noi să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii noastre, care este Domnul Iisus Hristos. Mă rog în această seară pentru toți cei care au fost prezenți pe calea undelor, vă mulțumesc foarte mult pentru participare, răbdare și îmi cer iertare dacă prin cuvinte poate că am venit în contradicție cu una sau mai multe filozofii de viață cu care dumneavoastră nu sunteți de acord. Intenția mea este aceea de a coopera cu oamenii, de a împărtăși un gând modest pe care îl transmit datorită îndemnului pe care l-am de la Domnul nostru Iisus Hristos, dar departe de mine gândul de a supăra pe cineva sau ofensa pe cineva. Bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze pe toți în această seară și înainte de a anunța programul de mâine, vă invit să ne plecăm inima, sufletul, mintea și chiar genunchii la un moment de rugăciune. Iubitul nostru Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că ne iubești și că ți-ai dorit viața pentru noi. În această seară frumoasă de sabat, venim să te rugăm să binecuvântezi toate sufletele înlăcrimate și inimile sincere, doritoare după tine, care au fost pe calea undelor. Iubite Tată, ajută-ne să înțelegem, să nu privim la ce se vede, ci să privim la inimă. Și știm că nu avem performanța sau dimensiunea ochilor tăi dumnezeiești. De aceea, ca oameni limitați, noi dorim din toată inimioara noastră să te urmăm pe tine. Binecuvântează, iubite Tată, în numele Domnului Hristos, pe toți cei care încă n-au făcut legământ cu tine, pe toți cei care încă nu și-au pus viața în rânduială. Iubite Tată, dă har, dă milă tuturor celor care sunt astăzi pe calea undelor și care ar dori să facă un pas timid către tine. Șterge-le tu lacrimile din ochi și dă-le tu iertarea și pacea minții, ca în această seară de sabat să aibă un somn liniștit pe perna lor. Îți mulțumim că ne iubești, în numele lui Iisus. Amin.